Dacă observați un bărbat care deschide și închide ușa domnișoarei în mașină atunci când urcă și coboară, atunci cel mai probabil ori fata e nouă, ori mașina. Dacă ai ști cât de mult timp și efort depune un bărbat pentru a se folosi de un minut de slăbăciune unei femei, ai aprecia mai mult. Puterea unei femei constă în capacitatea ei de a se folosi elegant și subtil de propriile sale slăbăciuni. Dacă până la 20, 25 de ani încă nu te-ai căsătorit, atunci mai târziu e prea devreme. Să mai spune un popor că dacă nu te-ai căsătorit atunci când erai prost, mai târziu nu are rost. Arma femeii este frumusețea. Însă puterea ei constă în inteligența soțului. Dacă cumva ți s-a întâmplat sau ți se va întâmpla cumva să nu înțelegi femeia, urgent, în aceeași secundă, cereți iertare în fața ei. Ceea ce este pe plac femeii nu totdeauna este și pe plac buzunarului bărbatului. Dacă visezi să te căsătorești cu o femeie frumoasă, bogată și deșteaptă, va trebui să te căsătorești de 3 ori. De fapt, acest lucru este valabil și pentru partea feminină a lumii. Bărbatul dorește totdeauna, dar nu totdeauna poate. Se întâmplă. Femeia poate totdeauna, dar nu totdeauna dorește. Diferență. E o femeie mediocră. Preferă să fie mai curând frumoasă decât inteligentă. Deoarece un bărbat mediocru vede mai bine decât gândește. Bărbații conștientizează că singura modalitate de a te elibera de o ispită este să cedezi în fața ei. Vroiam ceva să spun. Că te iubesc, deja s-a spus. Atenție! Te-ai născut, nu? Ajută și pe alții să o facă. Căsătoria nu este un simplu cuvânt, nici pe departe. Căsătoria este o frază întreagă. Cineva a spus că femeile sunt raționale în iraționalitatea lor. S-ar putea să aibă dreptate. Sau nu? Am întâlnit o fată și când colo, ea era în a șaptea lună de fericire. Odată o domnișoară mi-a spus o frază care m-a pus pe gânduri. Fraza suna cam așa. Anatol, nu ai observat că prea mulți bărbați dintre aceștia așa căsătoriți s-au răspândit pe aici? Voi să știi. Fiecare bărbat, în mod normal, ar trebui să aibă dreptul la stânga.